Bună ziua tuturor celor care ne privesc. Întâi de toate, până când toată lumea va fi gata pentru această conferință, permiteți-mi să felicit cu ocazia frumoasei sărbătoare de astăzi pe toți cei care sărbătoresc ziua Sfântului Andrei, Apostolului Andrei. În România această zi se sărbătorește plenar. Îi felicit pe toți cei care poartă numele Andrei, Andreea și alte nume apropiate de aceste două nume. Și vreau să vă urez tot binele din lume pentru români. Această sărbătoare nu este una întâmplătoare, la fel cum cea din 1 decembrie. Sunt legate una de alta și eu nu rămâne să spun decât ceea ce spunea președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, că, de fapt, cele două sărbători sau legătura dintre ele nu e decât împlinirea proniei cerești. Felicitări încă o dată cu această frumoasă sărbătoare de azi și cu cea care vine mâine, 1 decembrie, Ziua Națională a României și a Românilor. Conferința de presă de astăzi este dedicată unui subiect foarte și foarte important, asupra căruia platforma Demnitate și Adevăr a insistat adesea, și anume transparența în ceea ce privește bugetul municipiului, altfel spus, banii contribuabililor din cadrul municipiului Chișinău, fie că este vorba de orășeni sau de locuitorii suburbiilor. Vă amintim că la insistența fracțiunii platformei DA în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, cea de-a doua ca și număr, dar îndrăznesc să spun că cea mai calitativă fracțiune din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, proiectul de buget pentru anul 2022, elaborat de către executiv, a fost publicat pentru dezbatere publice, transparente, în termenii legali. Platforma DA fiind cea care a pus capăt, a curmat astfel practicile păguboase din ultimii 10 ani, când acest lucru se întâmpla așa cum se întâmpla, pe baza unor negocieri făcute pe sub masă și cu, am vrut să spun, minimă transparență, dar se pare cu niciun fel de transparență. Astăzi vă informăm despre faptul că noi am avut o primă rundă de consultări la care a participat întreaga noastră fracțiune. Executivul a venit cu această propunere de buget la care Platforma Demnitate și Adevăr a venit cu criticile constructive, dar și cu propuneri de îmbunătățire a acestui proiect de buget pentru 2022. Pentru maximă transparență a procesului, Platforma DA a insistat ca aceste consultări să fie filmate, să fie imortalizate, iar pe această cale facem apel către întreaga noastră societate, către mediul de experți, către mediul asociativ, să se implice plenar în procesul de dezbateri publice și să facă acest lucru cu obiecții calitative la proiectul de buget, dar și cu propuneri de îmbunătățire a acestuia, în interesul locuitorilor Chișinăului, în interesul capitalei noastre. În cadrul consultărilor, am insistat pe prezentarea de urgență a informației, a unei informații exhaustive cu privire la realizarea bugetului pentru anul ce se scurge, pentru că ar fi nedrept să trecem la aprobarea unui buget pentru anul 2022 dacă consilierii, dacă locuitorii Chișinăului nu ar cunoaște cu exactitate cum a fost realizat bugetul din anul ce se scurge. Am cerut executarea neîntârziată a proiectelor platformei DA, care au fost votate de Consiliul Municipal Chișinău în perioada 2020-2021, dar din vari motive au rămas neexecutate până în prezent. Am cerut în această primă rundă de consultări cu executivul detalizarea proiectelor și sumelor atribuite fiecărei suburbii și fiecărui domeniu. În ce privește suburbiile, colega mea, vicepreședintele fracțiunii platformei DA în Consiliul Municipal Chișinău va veni cu completări.
Am cerut identificarea de urgență a resurselor suplimentare pentru procurarea a cel puțin 100, încă 100 de unități de transport public, atât pentru zonele neacoperite suficient din oraș, precum și pentru suburbii. N-am să trec în revistă de toate suburbiile, dar menționez, toate suburbiile au fost avute în vedere atunci când ne-am consultat pe marginea bugetului pentru anul 2022. Reabilitarea căilor de acces spre instituțiile de învățământ și instituțiile medicale. Am insistat în continuare, așa cum am făcut-o în permanență, pentru deschiderea, construcția grădiniților și grupelor noi, inclusiv cu grupe crește în fiecare instituție. Am cerut dezvoltarea sistemului după școală, pe lângă fiecare școală unde dispunem de spațiu necesar, și asta la insistența părinților din municipiul Chișinău. Am insistat și vom insista în continuare pe majorarea alocației pentru alimentația copiilor și controlul strict al achizițiilor de servicii și al respectării normelor de alimentare pentru copii, un subiect asupra căruia a insistat în permanență președinta Organizației de Femei a Platformei Demnitate și Adevăr, Aleona Doroș, care este și vicepreședinta fracțiunii noastre în Consiliul Municipal Chișinău și pe care am să o rog să dezvolte acest subiect ceva mai târziu. Am prezentat viziunea noastră cu privire la decongestionarea traficului rutier devenit infernal în orele de vârf și acest lucru am spus, repet și nu voi înceta să repet acest lucru, se poate realiza într-o colaborare strânsă, într-o cooperare loială dintre Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Afacerilor Interne, iar drept bază acestei cooperări loiale stă memorandumul semnat de către Primăria Chișinău și Ministerul Afacerilor Interne în 2019, atunci când aveam calitatea de ministru, și au fost puse în aplicare câteva proiecte pilot care demonstrau posibilitatea decongestionării traficului devenit infernal în ultima perioadă de timp din Chișinău. Și aici putem vorbi despre benzile reversibile, putem vorbi despre deschiderea de mai multe parcări. Am insistat, așa cum spuneam, pe amenajarea mai multor parcări la periferii, intercartiere și în centrul istoric, cu redeschiderea parcărilor comune cu Ministerul Afacerilor Interne, la fel în baza memorandumului 2019, și vreau să vă asigur că într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu eforturi foarte mici, în centrul capitalei se pot realiza, dacă ar exista deschidere și din partea autorităților centrale, și mă refer aici la Ministerul de Interne, s-ar putea deschide un minim de 400 de locuri de parcare. E important să se vrea, e important să se caute soluții și nu pretexte, să nu se scrie rapoarte pe zeci de pagini ceea ce nu se poate. Pur și simplu să se iasă la fața locului și să facă exact ceea ce am făcut eu în 2019 împreună cu administrația de atunci a Primăriei Chișinău. Am solicitat executivului să inițieze un proiect de reconstrucție a podului, să inițieze proiectul de reconstrucție a podului Ismail, reparația podului Mihai Viteazu, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibus până la strada Bucovina. Și aici mă opresc și îi invit pe toți locuitorii Ciocanei. Știm foarte bine ce înseamnă Ciocana pentru Chișinău, n-am să intru în discuții, mai ales în preajma zilei naționale a României, nu voi intra în aceste discuții, dar îi rog pe toți locuitorii Ciocanei să vadă cine și ce preocupări are în orașul ăsta. În timp ce platforma DA insistă pe extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibus până la strada Bucovina, alții caută pretexte pentru că acest lucru să nu se realizeze, iar banii destinați acestui proiect să meargă, bineînțeles, la acoperirea de gaze, electricitate și așa mai departe, ca rezultat a incompetenței unor potentați ai zilei. Mă opresc aici și am încrederea că toți locuitorii Ciocanei vor analiza cu atenție cine și ce
face, cine și ce promisiune a făcut, le realizează sau nu. Reabilitarea drumurilor și căilor de acces spre curțile blocurilor rezidențiale aflate în stare dezastruoasă. Creșterea alocațiilor pentru sănătate și educație. Am solicitat așadar să fie suplinite resursele pentru programele municipale de sănătate propuse anterior de consilierii platformei DA, repet, prin vocea doamnei Aliona Doroș, președinte a Organizației de Femei, cum ar fi programul de control și prevenire a cancerului mamar, în conformitate cu programul național de control al cancerului pentru anii 2016-2025, am insistat pe elaborarea unui program municipal privind prevenirea și controlul infertilității. Nu știu dacă e în căderea mea să vorbesc la aceste două capitole, dar trebuie să înțelegem că este o problemă foarte și foarte mare pentru societatea noastră, pentru dacă vreți, pentru viitorul acestei societăți, dar în acest capitol va vorbi tot colegii mei, vor vorbi mai mult colegii mei. Vreau doar să menționez că ceea ce mi-am propus în programul meu prezidențial și în programul guvernamental al Platformei Demnitate și Adevăr, vom încerca să realizăm la toate nivelurile, și la nivel central, și la nivel local, acolo unde se poate, acolo unde este deschidere și, bineînțeles, în măsura în care se poate, având în vedere realitățile prin care trecem. Apoi, am insistat pe suplinirea resurselor pentru deschidere, extinderea grădiniților și grupelor noi, inclusiv cu grupe crește în fiecare instituție, potrivit actualei formule de buget, se alocă bani doar pentru 5 grupe noi, pentru întreg municipiul, un număr insuficient din punctul nostru de vedere, dar nu doar din punctul nostru de vedere, dar și având în vedere realitățile municipiului. Reparațiilor pentru toate grădinițele sunt dedicate doar 29 de milioane de lei, pentru reparații în 7 școli sportive doar 2,2 milioane, în timp ce unui singur liceu îi se alocă 8 milioane de lei pentru un bazin. Și aici deschid parantezele, toate instituțiile de învățământ merită cele mai bune condiții de activitate, iar dotarea cu terenuri de sport și cu bazine este una dintre prioritățile Platformei Demnitate și Adevăr. Să nu se înțeleagă corect, să nu se înțeleagă greșit, noi ne dorim terenuri de sport pentru toate instituțiile. Ne dorim ca la toate instituțiile, la fel cum se întâmplă în Statele Unite sau în Australia, să avem bazine. Și vom face acest lucru. Dar în paralel sau după ce vom repara acoperișurile liceurilor, instituțiilor de învățământ de toate nivelurile, sistemele de încălzire și terenurile de joacă, ca să reducem povara pusă pe părinți în momentul de față. Apoi, deoarece nu se regăsesc cheltuieli pentru dezvoltarea sistemului după școală, pe lângă fiecare școală unde dispunem de spațiu necesar, am solicitat să se identifice și să se includă aceste resurse. O problemă pe care ținem să o anticipăm nu doar la nivelul municipal, dar și la nivel național, este asigurarea cu servicii de alimentație a copiilor în toate instituțiile de învățământ și se atestă tot mai multe sesizări din partea conducătorilor de instituții de învățământ și a furnizorilor de produse alimentare cu privire la incapacitatea de a livra produse alimentare de calitate în cantitate suficientă din cauza majorării tarifelor la serviciile comunale și a prețurilor la produsele alimentare. Și așa cum spuneam, dacă nu intervenim acum, putem să ne confruntăm cu o situație în care să nu mai putem să alimentăm copiii în viitor. Iată de ce solicităm în continuare guvernului și primăriei să renunțe la acest păgubos ping-pong de scrisori belicoase și să coopereze loial în interesul copiilor. Aceasta în vedere majorării normei bănești de alimentație pentru un copil pe zi, care la momentul de față este una insuficientă, și am să rog pe doamna Doroș sau doamna Mandate să ne vorbească despre acest lucru mai apoi. În cadrul consultărilor am făcut mai multe propuneri pentru taxele locale, insistând ca acestea să nu fie majorate în mod artificial. Trecem printr-o perioadă foarte grea de o criză generalizată în care nu putem să ne permitem
să cerem sau să împovărăm mai mult și mai mult locuitorii Chișinăului. Asta ne însemnând însă că nu vom insista pe ridicarea de taxe în domenii pe care noi le considerăm vicii, ca să nu le spunem chiar toxice în viziunea unora dintre noi. Iată de ce am insistat ca întreprinderile din domeniul Horeca, cele mai afectate din punctul nostru de vedere în perioada de pandemie, să nu fie supuse majorării de taxe, iar în cazul repetării situației de lockdown să fie scutite de 50% din taxe, așa cum am consultat reprezentanții acestor întreprinderi și cred că ar cădea de acord cu această abordare. Deci, repet, ceea ce constituie de rând cu alte domenii fundamentul turismului în Republica Moldova ar trebui susținut și vom insista pe lângă executiv să introducă aceste abordări în proiectul bugetului. Am solicitat, și aici vă rog maximă atenție, creșterea taxei comerciale pentru benzinării de la 50.000 la 60.000. Am solicitat ca taxa locală pentru cazinouri să crească de la 500.000 la 600.000 de lei și sunt sigur că voi fi înțeles și vom fi înțeleși corect din acest punct de vedere. Situația similară e cu jocul din noroc. Executivul ne propune astăzi o creștere simbolică cu 10.000 de lei, de la 250.000 la 260.000. Platforma Demnitate și Adevăr cere ca această taxă să nu fie mai mică de 300.000 de lei. Același lucru îl găsim pentru unitățile de pariuri. În genere, se propune păstrarea taxei comerciale la nivelul anul trecut, iar noi propunem o majorare a taxei de la 10.000 la 15.000 de lei. Pentru taxa de organizare a loteriilor, propunem o majorare de la 0,25% la 0,3%. Fac încă o dată această specificare pentru că am văzut în ultimul timp cum se manipulează în presă și anticipez niște titluri cu care ne-am obișnuit deja. Platforma Demnitate și Adevăr insistă ca nicio taxă care împovărează cetățenii, locuitorii Chișinăului, să nu fie majorată. În paralel însă, cere majorarea taxelor în ceea ce privește domeniile cu vicii. Cazinouri, pariuri, ceea ce am menționat aici. Acum, cred că la celelalte capitole am să las colegile mele să vorbească mai mult. Eu vă voi sta la dispoziție să vă răspund la întrebări dacă acestea vor exista, făcând încă o dată apel la întreaga societate să aibă o aplicare aparte față de proiectul bugetului municipal din 2022, pe care îl dorim, unul dezbătut public, tot mai mult și mai mult, îmbunătățit cu propunerile societății civile, a mediului asociativ și de experți. Este important să punem umărul cu toții și acolo unde se pot găsi soluții mai bune pentru oameni, să le găsim, să le punem în aplicare. Atât. Mulțumesc. Doamna Doroș, vicepreședinte a platformei Da Municipiul Chișinău. Bună ziua, stimați locuitori al municipiului Chișinău și al suburbiilor. Astăzi am vrut să anticipăm o problemă care în timp apropiat poate deveni o catastrofă, și anume alimentația copiilor în instituțiile de învățământ. Și aici vrem să atenționăm că este o problemă nu și la nivel local, dar și la nivel național. De ce rugăm să
Rugăm guvernul și administrația publică locală să fie foarte prudenți la această problemă, pentru că este vorba de copiii noștri, a tuturor. Și aici aș vrea să dau câteva cifre, și anume, pentru alimentația copiilor în grădinițe și licee sunt alocații atât din bugetul de stat, cât și suplimente din bugetul municipal. Și anume, pentru grădinițe 14,20 lei de la bugetul național și 3 lei de la bugetul municipal, ceea ce constituie 17,20 lei, ceea ce considerăm pentru un copil per zi este o sumă foarte insuficientă și tot mai mult avem sesizări atât din partea furnizorilor de produse alimentare, cât și din partea părinților, cu îngrijorări că în timpul apropiat putem să ne trezim că nu vor fi pur și simplu furnizate produse alimentare către instituțiile de învățământ. Aici ne sesizează și combinatele municipale școlărești care se ocupă de alimentația copiilor, că furnizorii de produse alimentare deja refuză să le livreze ouă, unt și alte produse alimentare la care au crescut prețurile drastic. Și atunci ne punem întrebarea dacă noi vom putea asigura iată, alimentația copiilor atât timp cât le oferim o normă bănească atât de insuficientă. Ca să, pentru comparație, pentru licee avem doar 10,80 lei de la bugetul național și 2,85 lei de la bugetul municipal, ceea ce constituie 13,65 lei. Puteți și singuri să înțelegeți ce sumă este aceasta insuficientă. Pentru liceele sportive pe care le avem în municipiul Chișinău, la fel, doar 10,80 lei și din bugetul municipal 23 de lei. Cumva încercăm să compensăm această normă, dat fiind faptul că copiii în liceele sportive necesită mai mult atenție din punct de vedere alimentației și alimentației corecte pentru a putea însuși acele ore de sport. Pentru internate, pentru copiii domiciliați în internate, avem doar 34 de lei 50 de la bugetul de stat și 17 lei de la bugetul municipal, doar 51 de lei per zi, per copil, ceea ce denotă că este o insuficiență. Ce vrem să atenționăm cu îngrijorare această problemă care trebuie să fie în vizorul atât guvernării centrale cât și guvernării locale. Și a doua problemă pe care vrem să o atenționăm, și domnul Năstase a menționat faptul că ne dorim mai multe programe municipale în sănătate, și anume programul pentru combaterea și prevenirea cancerului mamar, care pe an ce trece este tot mai vizibil și o incidență tot mai dură din toate punctele de vedere, și anume vrem să menționăm doar câteva cifre așa pentru statistică, că la nivel global în fiecare minută, în fiecare 3 minute este diagnosticată cu cancer la sân o femeie, iar la fiecare 14 minute, din păcate, o femeie decedează. De ce? Cancerul de sân provoacă aproximativ 77 de decese anual, dintre care 40% din femei decedează, din păcate, până la vârsta de 65 de ani. Iar în situația în care suntem, în ultimele 6 luni, la fel, se atestă o creștere îngrijorătoare și pe lângă problemele care le avem de COVID, atenționăm faptul că să avem o grijă sporită asupra acestei probleme și noi, consilierii platformei DA din Consiliul Municipal, în scurt timp vom veni și cu un proiect de decizie în care vom solicita introducerea unui program de profilaxie, control, prevenire a cancerului mamar în colaborare cu asociațiile medicilor de familie. Vă mulțumesc! Doamna Aliona, rugă. Până doamna Mandati își ajustează microfonul, ceea ce spunea doamna Doroș, cred că e de datoria noastră a tuturor să cerem autorităților locale și centrale să găsească consens pentru majorarea cu cel puțin 50%, dacă nu chiar și mai mult, în funcție de realități, a acestei alocări
din bugetul public național, dar și local, pentru copiii noștri. Dacă nu facem asta acum, vom avea de rezolvat mari și mari probleme mai apoi. Mulțumesc! Bună ziua, dragi chișinăuieni și locatari suburbiilor municipiului. Eu mă voi opri puțin în detalii referitor la propunerile venite de către consilierii platformei DA, alocațiile anume referitor către suburbii, fiindcă în urma consultărilor cu primarii din localitățile din suburbii, dar în special și cu consilierii locali, pe marginea proiectelor ce trebuie să fie implementate, noi am venit către Primăria Generală, către Executiv, cu cerințe ca în acest an să fie alocate din start și specificate sumele alocate către suburbii, concret pe proiectele ce necesită să fie implementate. Din experiența anilor trecuți, noi am urmărit foarte atent când au fost alocați banii în suburbii și a fost o întârziere de circa jumătate de an și mulți dintre primarii nu au reușit să implementeze acele proiecte care au fost propuse și s-au observat că erau favorizați în special unii primari din suburbii care veneau cu mâna întinsă către primarul general și în acest fel noi am insistat pe faptul alocării concret a sumelor și anume pe proiectele necesare. Așadar, eu voi da citire unei liste anume reieșind din consultările cu atât cu primarii, dar în special cu consilierii locali. Mă refer aici către primăria Bubuieci, care are o stringentă necesitate de finalizare a grădiniței din satul Bâc și va fi alocată suma construcția peductului, construcția canalizării pe stradă nouă, construcția rețelelor de canalizare Ștefan cel Mare, strada, în total, suma de 5.800.000. Primăria Ciorescu, suma totală care va fi alocată în suma de 5.300.000 pentru lucrările de reparație capitală a străzii Livezilor, Cireșilor, Mirilor. 2. Elaborarea proiectului privind consolidarea clădirii și construcția acoperirii școlii de artă, reparația casei de cultură din satul Goian, revizuirea și elaborarea proiectului de renovare grădiniță numărul 221, lucrări de reparație capitală a segmentelor stradale, Eminescu, Florilor, partea stângă din satul Ciorescu, lucrări de reparație capitală pentru asfaltare, betonarea drumurilor din satul Goian și lucrări de reparație capitală a întreprinderii Licurici, sală de sport, galeriile, scările. Primăria Cruzești, se vor aloca bani pentru reparația curentă a complexului educațional gimnaziu grădiniță din comuna Cruzești și lucrări de reparație a străzilor Întemeitorul Crudul, Valea Stoino și lângă cimitir. Primăria Ghidighici, la fel pentru construcția drumului principal de acces, trotuar, iluminat, regiunea Gura Văii, strada Victoriei din satul Ghidighici. Către Primăria Grătiești vor fi alocate sume pentru implementarea proiectului de canalizare satul Grătiești, 2. Izolarea termică a clădirii gimnaziului Hulboacă, reabilitarea străzii Calea Orheiului, reconstrucția parcului din satul Grătiești, iluminatul public în comună și reconstrucția centrului administrativ-cultural Grătiești. Suma totală alocată va fi de 6.279.000. Către Primăria Codru, o necesitate deja vociferată de mai mulți ani de zile de către locatarii din această primărie, este construcția străzii livădarelor, care este într-o stare catastrofală, și reparația capitală a străzii izvoarelor. Reparația capitală a străzii izvoarelor din oraș Codru, municipiul Chișinău, pe o porțiune și suma alocată va fi de 5 milioane de lei. Către Primăria Cricova, construcția rețelelor de canalizare în perimetrul străzilor Miorița, Păcii, Bogdan Petricei cu HD-ul, Chișinăului și 31 August.
Primăria Durlești va fi alocată suma de 8.500.000, fiindcă este o o necesitate foarte imperioasă de o construcție a anexei și construirea unei anexe la liceul teoretic. Avem o insuficiență de unde copiii nu au unde își face studiile, dar la acest capitol noi vom mai reveni din consultările care le vom mai face adăugător cu cetățenii, care se astăzi, o parte sunt pentru a deschide o altă localitate, o anexă a liceului teoretic, și după cum am zis, vom mai reveni, iar o altă destinație pentru finanțare va fi Aleea Scoarului, strada Nicolae Dimo. Avem o suburbie atât de mare care practic astăzi duce lipsă de o alee amenajată. Primăria Sângera, la fel vor fi direcționați bani către construcție grădiniții de copii din orașul Sângera, care la fel nu, de câțiva ani nu, nici de cum nu se finalizează, și atragem atenția aici primarului de Sângera că locatarii cer și insistă ca în acest an să fie finalizată această grădiniță. La fel, bani vor fi alocați pentru construcția rețelelor de canalizare din orașul Sângera. Către primăria Vatra vor fi alocați bani către construcția drumului grădinilor. Primăria Tohaten va beneficia de bani pentru câteva proiecte: proiectarea rețelelor de gazificare în sectorul vechi al satului Tohaten, lucrări de reparație interioare la grădinița numărul 223 din comuna Tohaten, așa cum în special cum necesită bucătărie, sala festivă, și pentru lucrări de reparație interioare la gimnaziul numărul 74 din comuna Tohaten. Către primăria Trușeni vor fi alocate resurse pentru lucrări de proiectare, reproiectare, reconstrucție a aducțiunii traseului de apă potabilă Chișinău-Trușeni. Cunoaștem cu toții că în această localitate sunt probleme foarte mari cu referire la apa, asigurarea cu apă potabilă a suburbiei. Deci, în special, vreau să reiterez faptul că noi am insistat pe alocarea acestor resurse către suburbii pentru cele mai importante proiecte care necesită la moment finanțări. Înțelegem că există necesitate de mai multe resurse care necesită a fi alocate, însă noi vom interveni și pe parcurs pentru a ajuta suburbiile și a urmări implementările proiectelor care necesită o stringență. Mulțumesc, doamnă Mandati. Acum pe final, și ar fi fost nedrept să nu informăm opinia publică de la noi despre faptul că o delegație a platformei DA, din care a făcut parte consilierii municipale, Aliona Mandati, Ina Gaidău, Zinaida Duca, Iurie Tesa, sper că n-am scăpat pe cineva, a fost prezentă la Suceava, la semnarea acordului de înfrățire a capitale istorice a Moldovei, Suceava, cu capitala Republicii Moldova, Chișinău, un proiect pe care l-am inițiat încă în 2018 împreună cu colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, și iată că într-un final se realizează prin semnătura celor doi primari, și pe această cale vreau să le mulțumesc primarilor de Chișinău și de Suceava că au dus la bun sfârșit acest proiect, care urmează a fi implementat în interesul sucevenilor și a chișinăuienilor. Pe această cale vreau să mulțumesc pentru contribuție deputatului Ioan Balan de la Suceava, vreau să mulțumesc președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur și a tuturor consilierilor de la Suceava pentru sprijinul pe care l-au
avut pentru acest proiect. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc consilierilor din municipiul Chișinău pentru votul unanim dat acestui proiect de înfrățire a Sucevei cu Chișinăul și vrem să vă spunem că aceste proiecte de înfrățire fac parte din proiectul meu prezidențial și din proiectele guvernamentale ale Platformei Demnitate și Adevăr. Nu vom rămâne doar la aceste proiecte realizate până acum, ci vom insista pe realizarea tuturor proiectelor pe care le-am promis oamenilor în campaniile electorale. Spre deosebire de politicienii de linie, noi ceea ce spunem facem și facem exact ceea ce spunem, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că așa cum menționează colegii mei, locuitorii Republicii Moldovei, la fel ca și cei ai Chișinăului, merită respect pentru tot ceea ce fac, pentru contribuțiile lor la formarea bugetelor municipal și național. Merită niște bugete transparente, consultate cu oamenii, cu o viziune pentru viitor și proiecte investiționale durabile. Noi vom încheia această conferință, dacă nu sunt întrebări din partea presei, pe care o rugăm să reflecte și această conferință, dar și toate activitățile platformei, da, în mod obiectiv, echidistant, cât se poate de deontologic, astfel încât oamenii să fie informați, iar deciziile să-și le facă sau concluziile să-și le tragă de unii singuri, nu tocmai atât de ajutați cum se întâmplă într-o perioadă atât de complicată pentru noi toți. Mulțumesc!